ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Ca de fiecare dată, vă reamintesc că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți alături de noi, inclusiv pe aceste rețele de socializare, nu doar în fața micilor ecrane. Discutăm astăzi despre provocările pe care municipiul Hunedoara și administrația de aici le are pentru 2024. Nu va fi un an tocmai ușor, pentru că sunt foarte multe proiecte, cel puțin aici în municipiul de pe Cerna, proiecte care sunt așa pe punctul de a fi finalizate, altele sunt în plină desfășurare și, după cum vedeți așa în cadru, tot apar niște foi. Să știți că lângă mine astăzi este primarul municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobăuțanu, care a venit aici cu foarte multe dosare și hârtii, ceea ce reprezintă cel mai probabil parte dintre proiectele pe care le aveți. Bună ziua, bine ați venit și la mulți ani pentru anul acesta, că nu ne-am văzut. Sărbile, mulțumesc pentru invitație. La mulți ani vin cu toate foile, pentru că emisiunea este urmărită de cetățenii din municipiul Hunedoara, este distribuită foarte mult și pe Facebook și atunci este bine ca prin intermediul noastră cât mai multă informație să ajungă la beneficiar, respectiv la cetățenii din orașul nostru. Cum este și firesc, pentru că mă gândesc că vă este aproape imposibil să vă întâlniți cu toți cetățenii, chiar dacă în mediul online, cel puțin, acolo scriu de cele mai multe ori hunedorenii care sunt lucrurile care poate nu le convin atât de bine, nemulțumirile pe care le au, dar și laude la adresa administrației, pentru că sunt și lucruri și de cele mai multe ori am auzit și primari de comună și de orașe din județul Hunedoara care vă dau exemplu pentru toate proiectele pe care ați reușit să le implementați, dar, cum spuneam la început de emisiune, sunt și unele care ar fi trebuit să fie finalizate, iar acestea au ridicat așa semne de întrebare din partea cetățenilor, cum este și firesc. De ce nu s-au finalizat? Ce se întâmplă cu acele proiecte? Și dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să le răspundeți și pe această cale invit pe hunedoreni, dacă doresc să vă adreseze întrebări, să o facă pe pagina noastră Hunedoara 1 TV. O să încerc să le și citesc pe toate în timp real. Este important, în primul rând, participarea la aceste emisiuni cu tematică administrativă, pentru că de multe ori sunt întrebat, domnule primar, ați spus în emisiunea cutare, la postul cutare, lucru cutare, cum stăm, ce facem. Proiectele noastre vor fi finalizate, fără doar și poate, pentru că nu se poate altfel. Există contract de finanțare, există contract de lucrări. Sigur că da, există și întârzieri, dar am mai spus-o și este bine să o repet. Întârzierile sunt din tot felul de motive, mai puțin întârzieri din cauza primăriei Hunedoara, pentru că odată ce ai semnat un contract de finanțare, ți-ai îndeplinit document, ți-ai îndeplinit treaba care trebuia să o faci, respectiv documentația încărcată în licitație, ai semnat contractul de lucrări, mai departe este treaba constructorului, treaba proiectantului. De-a lungul anilor spuneam, din cauza pandemiei, din cauza scumpirii prețurilor la materiale, războiul din proximitatea noastră, lipsa forței de muncă calificată, dar în final, evident că toate aceste proiecte despre care am vorbit de-a lungul celor 3-4 ani de zile vor fi finalizate anul acesta. Ele sunt în proporție destul de mare finalizate, dar ca să închidem cu tot un proiect trebuie să avem și recepția și pe parcursul anului vom prezenta iarăși din nou tot ce am finalizat. Sunt probleme în prezent la unele proiecte? Probleme mai degrabă sunt de mediere între constructor și proiectant. Ce trebuie să înțeleagă telespectatorul? În momentul în care scoți la licitație, de regulă scoți proiectarea separată, execuția separată. Și atunci, întotdeauna încep să fie probleme din partea executantului, care dă vina pe proiectant, că nu-i ceva în regulă acolo, că a făcut o notă de constatare, notă de constatare care trebuie să fie însoțită ulterior de din partea dirigintelui, de o verificare. Sunt mai mult degrabă lucruri de genul acesta și atunci sunteți cumva prins la mijloc. Ești prins la mijloc și toată ziua nu faci altceva decât să stabilești întâlniri cu constructori, cu proiectanți
și care se mai și jură unii cu alții. Bineînțeles că constructorul dă vina pe proiectant că nu-i în stare să facă un proiect ca lumea și proiectantul dă vina pe constructor că nu-i în stare să facă lucrarea așa cum a proiectat-o el. Mai sunt probleme între constructori și cei care cărora subantreprenori, da? În care unii dintre ei nu sunt plătiți și ară prin primăria la mijloc, cu toate că primăria plătește, evident că n-ai cum să rămâi cu bani în buget, plătești facturile către constructor, el nu plătește mai departe la cei care au trebuit să primească banii. De exemplu, cred că și în Deva aveți o astfel de problemă, aceea cu lifturile. La fel și noi tot timpul trebuie să-i pună la masă că constructorul nu i-a plătit lifturile celui care a făcut furnizarea, dar primăria Hunedoara a plătit. Deci cam acestea sunt problemele care duc la întârzieri. Asta e economia de piață. Sunt niște reguli clare, nu poți să sar peste ele pentru că ar însemna o încălcare a legislației. Mulți spun de ce, nu știu, anvelopează X blocurile, pentru că el a câștigat licitația. Nu poți să-l dai afară, că știi tu că ai auzit, lucrurile nu merg așa, înseamnă un abuz de putere. Sigur, dacă o primărie din țară îți dă un certificat constatator negativ, care apare în sistemul SEAP și îl găsești, nu are voie să participe la licitație, dar atât când nimeni nu a luat o măsură împotriva lui, este liber să participe la o licitație. Mai departe depinde cum... deschise, oricine se poate înscrie la licitație, nu este... Nu e ca acasă la noi, vedeți? De exemplu, acasă la noi vrem să ne zugrăvim, da? Și eu vă întreb pe dumneavoastră... Facem altfel alegerile. Dați-mi, nu știu, o firmă, da, și eu mi-am zugrăvit de curând. Ei bine, firma care mi-a zugrăvit mie este foarte bună. Te duci și legătura cu el, îi plătești cu, bineînțeles, cu factură, cu tot ce trebuie, e tot o societate comercială. Aici n-ai voie să o alegi. Aici se face o licitație deschisă, participă oricine îndeplinește condițiile, sunt situații în țară în care cineva care a fost exclus și s-a părut lui că motivul este neîntemeiat, s-a adresat mai departe Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, s-a adresat mai departe curților, Curtea de Apel, de exemplu, cum s-a ajuns cu stadionul de la Hunedoara, și automat blochează procesul pentru o perioadă destul de lungă de timp. Exact, contestații care îngreunează. Dar cred că această întrebare ați pus-o tuturor celor care participă la aceste emisiuni de această politică administrativă, să-i spunem. Sunt convins că toată lumea vorbește același lucru. Atâta timp cât legislația privind achizițiile publice nu este îmbunătățită periodic de către Parlamentul României, tu ca primar, care nu ai inițiativă legislativă, trebuie să te supui acelor reguli. Simplu. Avem parlamentari hunedoreni care vă pot ajuta în acest sens, nu? De toate coloraturile politice, nu doar membrii ai aceluiași partid din care faceți și dumneavoastră parte, mă gândesc că au această posibilitate și o și fac atunci când este nevoie, nu? Vă ajută în acest sens. Mă gândesc că, adică sunt convins că au această posibilitate, eu nu am văzut nimic, dar nu. Probabil că o fac, nu știu, nu-mi dau seama. Nu ați simțit de-a lungul acestor ani de când sunteți primar un sprijin lucrul ăsta real din partea lor? Sprijin real pe alte spețe, da, dar pe legea achizițiilor publice, nu. Deși ar putea să... Logic, pentru că aibă un așa cum urmăresc cetățenii din Hunedoara, urmăresc și parlamentarii bănuiesc aceste emisiuni. Deci, practic, rolul unui parlamentar, nu știu, am sărit de la una la alta, rolul unui parlamentar este de a îmbunătăți cadrul legislativ, nu? Acolo unde există disfuncționalități în teritoriu sau la nivel național. Nu, eu vorbesc de foarte mult timp despre îmbunătățirea legii achizițiilor publice, despre reducerea acestor termene de așteptare, dar nu, deocamdată nu s-a întâmplat, probabil. Poate... Se va întâmpla în viitorul mandat. Da, în 2024 cel mai probabil orice va fi posibil, nu? Ca promisiune. Ca promisiuni, bineînțeles. Este un an super electoral, așa că ne așteptăm și la astfel de întâlniri, probabil între parlamentarii din întreg județul, cu toți primarii sau cel puțin există cu primarii. Există întâlniri care pe anumite spețe, dar nu pe speța aceasta. Dar nu doar întâlniri la stadiul de ne postăm pe rețelele de socializare și rămân acolo acele întâlniri. Nu, să vină și cu ceva concret, totuși, că asta este ideea. Ceva concret, haide să discutăm ceva, că mă ceva tot provocați. Pe ceva concret, mi-am să aminte că înainte de a veni la emisiunea noastră, am discutat lista
lista proiectelor finanțate pe Angel Salini, celebru PNDL. Noi aici avem un număr foarte mare, cred că e cel mai mare număr din România, dacă nu greșesc, 37 de proiecte depuse, câștigate și semnate contractele de finanțare. Câți bani ați primit? În momentul de la 10 milioane de euro. Din cât? Cred că ceva de genul, nu mai țin minte, e cam vechi, de pe timpul guvernului Angel Salini, de pe timpul guvernului Câțu. Ei bine, procedurile acestea, deci în momentul de față noi avem 15 străzi care se află într-o procedură simplificată de achiziție. 15 din toate acestea, da? Asta înseamnă 15 loturi. Ei bine, trebuie să așteptăm votarea bugetului localității, care se va întâmpla în 31 acum, da? După care așteptăm validarea și începem peste 5 zile să încărcăm în platforma SEAP toată documentația pe cele 15 pentru început. În 12, noi suntem în data de 29 ianuarie. În 12 februarie se pot studia ofertele. În 12 februarie. În 28 februarie se pot vizualiza ofertanții. În 28 februarie se deschid ofertele. Între 12 și 28 februarie, 20 de zile lucrătoare, se degeaba, da? Mergem mai departe. Dacă în 28 februarie se deschid ofertele, în 27 martie, deci încă 20 de zile, se finalizează evaluarea. Sper să nu greșesc zilele. Da, la final ajung, la data la care putem să spunem că începem să lucrăm. 30 de zile urmează proiectarea tehnică, aici totuși avem PT plus execuție, deci am scurtat noi termenele, ne-a permis legea. Și abia la începutul lunii mai se poate începe lucrarea. Deci suntem în data de 29 ianuarie. Aici dacă nu mai luăm în calcul eventuale contestații sau ce? Nu, sunt timpii cei mai strânși, fără contestații. Fără clarificări. Dar cum suntem obișnuiți cu aceste contestații, deci avem februarie, martie, aprilie. 3 luni de zile fără contestații deloc. Abia în mai începem să lucrăm. Deci pierdem cel puțin o lună și jumătate din perioada pielnică pentru a lucra la infrastructura de drumuri. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră. A da vina este ușor. Dă vina pe primar. Nu e nicio problemă că trebuie să răspundă cineva, dar în cazul acesta primăria are vreo vină, respectă termenele, respectă, nu? Sunteți în grafic, nu? Suntem în grafic. Termenele acestea n-ar putea fi scurtate. Încarcă și tu documentele mai repede. Tu, societate comercială, nu ai 20 de zile, ai doar 10 zile să le încarci. Și 20 de zile lucrătoare. Din 20 de zile lucrătoare, dacă se zice că omul stă la lucru doar de lunea până vinerea. Și dăm zile lucrătoare. Vedeți, toate lucrurile acestea duc în final la o întârziere undeva, întârziere care, din păcate, este suportată de cetățean, că nu e suportată de primar sau de cel care face legislația. Iar toate acele străzi, deci, cu siguranță vorbesc, au nevoie de aceste lucrări absolut, de reabilitare, sigur că da, și nemulțumirea oamenilor este firească, da, în acest context. Deci noi, dacă citesc, ne ia câteva minute bune. Dar sunt 15 străzi pregătite cu toate documentele și am zis, nu așteptăm după toate 30 și. Haideți să dăm drumul pe rând, cât de repede, să putem să prindem o perioadă bună ca să putem asfalta. Nu te-a pus să asfaltezi nici iarna, dar nici toamna târziu, nu? Ei, am mai văzut noi exemple de genul acesta, doar că nu este acolo se ajunge să se întâmple din cauza legislației. Și legislația nu neapărat că este proastă, că nu asta vreau să spun. Ea trebuie amendată din timp, din când în când. Adică trebuie întrebate structurile asociative, asociația municipiilor, asociația județelor, orașelor, comunelor, cu ce vă confruntați pe acest segment. Și atunci ei fac tot felul de observații. Acele observații trebuie susținute, trebuie dezbătute în Parlament și trebuie
amendată legea achizițiilor, că am vorbit doar de această lege. Dar acele observații pe care le faceți, inclusiv în cadrul Asociației Municipiilor din România, ajung la decidenții noștri? Vă întreb acest lucru pentru că discutam la un moment dat cu primarul comunei Pui, sper că nu greșesc, tot în emisiune, și îmi spunea că tot ceea ce se discută acolo rămâne acolo. Nu, prea puține ajung aici, să fie și soluționate parte de la asociațiile municipiilor din România. Ajung foarte multe, dar Asociația Municipiilor nu se duce mai departe să facă documentele în Parlament. Deja intervine cine dorește dintre parlamentari să înceapă să muncească la chestia aceasta. Asta, aici este problema, nu? La chestia aceasta, care se numește legea achizițiilor publice. Da. Avem și câteva mesaje. Domnul Vasile Enea spune felicitări, un primar pentru oameni, mult succes. Domnul Adrian Baran, sper că nu v-am greșit numele, bună ziua, cu respect, următorul bloc ANL pe când oare? Întreabă. Suntem în procedură destul de avansată, spun eu, cu un bloc ANL pentru cadrele din sănătate. Chiar zilele trecute, și aici îi mulțumesc deputatului Ilie Toma, este cel care s-a și deplasat la ANL și a discutat pentru introducerea pe lista lor de investiții și cred că a și fost introdus, dacă nu greșesc. Mai departe, încercăm și celălalt ANL, să vedem anul acesta dacă începem, reușim să facem documentațiile. Sunt atât de multe solicitări încât este nevoie Sunt solicitări, sigur. Sunt. Acum trebuie să mai treceți la treabă, nu? Să vă puneți... Să treacă ANL-ul la treabă. Să treacă ANL-ul, da, corect. Agenția Națională. Sunt, cum spuneam puțin mai devreme, cred că multe provocări pentru administrația locală în acest an, cu atât mai mult, cu cât este un an electoral, așa cum spuneam, și toate promisiunile pe care le-ați făcut în urmă cu 3 ani și ceva vor trebui duse la bun final. Parte dintre ele care țin de administrația locală, așa cum spuneați puțin mai devreme. Sunt încă multe proiecte pe care o să le finalizați sau trebuie, sunteți obligați să le finalizați în acest an? Promisiunile din campanie se transformă în promisiuni de zi cu zi pentru noi. Întreaga echipă administrativă a învățat împreună să gândim așa, fiecare zi este ca o zi de mandat de primar. Și tot ceea ce am promis sunt liste în listele de investiții din bugetul local, în listele de investiții din fondurile europene, în listele de investiții din bugetul național. Nu cred că sunt promisiuni care să nu aibă finalitate. Mai există lucruri care am dorit să le facem, nu neapărat la capitolul promisiuni, și pe care nu am putut din diferite motive. De exemplu, am încercat să preluăm cumva blocurile de pe strada Moldovei, pentru că este o întreagă dispută. Ulterior nu a reușit, l-am dat în judecată societatea comercială de pe lichidator mai precis, pentru a le demola. Și după zeci de termeni în instanță, am obținut îngrădirea perimetrului respectiv să nu se întâmple accidente, adică am obținut nimic. Deci asta nu a depins de noi. De asemenea, ne-am gândit foarte bine, făcând o analiză atentă a costurilor, a ceea ce plătește primăria, de exemplu, pentru utilități. Și zilele acestea în primărie se lucrează la o situație privind anul trecut. Ce a însemnat factura de curent, ce a însemnat factura de apă, factura de gaz, factura de gunoi. Nu este o promisiune că am venit să promitem cetățenilor ceva anume, dar le-am spus într-o zi, haideți să încercăm să ne producem curentul electric singuri. Am început să căutăm pe internet, am început să discutăm cu oameni care știu cu ce să mănâncă acest lucru. Am făcut o dezmembrare dintr-o zonă unde bate soarele mai mult în municipiul Hunedoara, undeva pe la Peștișul Mare, aproximativ 28 de hectare,
unde încercăm acum, vom scrie un proiect pe fonduri europene, iar primăria Hunedoara este cea care va instala panouri fotovoltaice pentru producerea curentului. Vedem exact care este consumul nostru. Bun, îl știm cu aproximație, dar nu vreau acum să intru în toate detaliile acestea. Și intenționăm să facem acest lucru. Ei bine, asta nu este o promisiune făcută cetățenilor. Asta este o necesitate de a rămâne cu cât mai mulți bani în bugetul local, pentru că, practic, bugetul local din care plătești toate aceste facturi se raportează doar la veniturile încasate de la populație. Iar dacă tu vei reuși ca din veniturile încasate de la populație să scazi o sumă importantă de bani pe care nu mai plătești, da? Privind cum este acest proiect cu panourile fotovoltaice, nu vei mai plăti energia electrică pentru iluminatul public, este un lucru în care îți rămân niște bani pentru cofinanțarea altor proiecte pe fonduri europene. De asemenea, ne gândim foarte mult. Privind instalarea panourilor fotovoltaice pe tot ce înseamnă clădire publică în municipiul Hunedoara. Deci sunt doi pași. Iluminat odată și clădirile publice. Și aici vorbim de spital și vorbim de toate școlile din municipiul Hunedoara și alte clădiri publice, piața și așa mai departe. Avem un plan, este adevărat, paralel cu ăsta, și nu este o promisiune, o spun ca să nu se înțeleagă de către adversarii politici că am venit la emisiunea dumneavoastră să promit, că nu am. Asta o gândim noi. Nu e trecută niciunde. Producerea curentului pe conducta de apă care alimentează municipiul Hunedoara din râul Mare Retezat. Și acolo am avut discuții deja cu specialiști, știm unde vor fi instalate microhidrocentralele. Noi încercăm doar să căutăm finanțare. Este important deoarece nu avem banii respectivi, dar dacă fondurile europene ar da finanțare pe așa ceva, avem deja două soluții pentru a putea deveni independent energetic orașul nostru. Deci sursa de finanțare pentru aceste proiecte ar fi fondurile europene. Fondurile europene există în momentul de față pe agenția pe fondul de mediu pentru panourile fotovoltaice, încercăm să găsim și pentru microhidrocentrale. Este important reducerea acestor costuri și asta o spune oricine, nu vine primarul de la Hunedoara să o spună. Bănuiesc că toți primarii gândind la fel. Problema cum reușim, da? De exemplu, am spus și colaboratorilor, oameni buni, mergem la televiziune și punem pe masă toate astea. Bun, este o muncă a unei echipe întregi. Și este o muncă laborioasă. Dar și la nivelul următor. Nivelul următor pentru noi ar însemna transport gratuit pe mijloacele de transport ale primăriei. Toată lumea se poate circula gratis cu autobuzul. Este o utopie, știu, mi-au mai spus-o, dar căutăm soluțiile legale. Ce urmărim prin acest lucru? O eficientizare la maxim a transportului local. Faptul că tu, cetățean, preferi să te duci cu un autobuz nou-nouț, care circulă foarte des în tot orașul, și să nu mai duci mașina, nu știu până unde, până la ce magazin, pe la ce piață, să cauți loc de parcare, să mai plătești și locul de parcare. Da? Practic am eliminat și orașul de nox, e foarte mult, da? De asemenea, aș vrea să am o discuție foarte aprofundată cu ceea ce înseamnă prețurile la gunoi și la apă. Idealul nostru ca administrație este să scădem costurile și să nu le creștem. Și ați identificat face soluții și... Avem câteva soluții, dar aici trebuie să știți că noi facem parte din cele două ADI-uri. Deci aici gândirea noastră trebuie să meargă atât de departe încât să lămurească și alte OAT-uri. Și acolo poate cineva să zică, bine, iar sunteți voi deștepți. Și nu vreau să pară o aroganță din partea noastră. De-aia mă gândesc că acolo ar trebui să ajungem. Să producem curent, de exemplu, din deșeuri. Se poate, da? O discuție pe care o avem de mult timp. Dar discuția care, ceva care ține de noi, lăsând la o parte povestea cu ADI-urile, este producerea curentului pentru oraș. Dacă vom reuși în viitorul mandat, dacă o să mai fim aleși, dar clar că documentele am început să le producem, să le facem, să le întocmim, acesta ar fi un pas foarte mare, pentru că facturile nu sunt mici deloc. Absolut deloc.
Pentru că ne lovim tot timpul de această fluctuație a prețului și de o schimbare a furnizorului de multe ori și se întâmplă că anumite orașe să rămână într-o perioadă de 24 de ore, de 48 de ore, fără iluminat în anumite zone. S-a întâmplat. Eu acolo aș vrea să mă duc ca discuție viitoare și evident, cât îmi permite legea sau cât ne permite legea, mai bine zis că nu sunt de capul meu la primărie, discuții pentru atragerea investitorilor. Pasul cel mai important l-a făcut Consiliul Județean prin publicarea deja tuturor termenelor privind construcția descărcării de pe autostradă în dreptul localității Sântuhan către Hunedoara, Hunedoara fiind beneficiarul direct. Este un pas foarte mare pe care noi n-ar fi putut să-l facem niciodată, dar Consiliul Județean poate, pentru că este o instituție mai mare decât a noastră. De asemenea, toate discuțiile noastre care și-au dorit mobilarea cu diferite investiții, așa numite șosele de centură a Hunedoarei, Bulevardul Traian și Republicii, da? Drumul Gării, cum îl cunosc hunedorenii, au început să se concretizeze. Dacă ați observat, dacă ați fost de curând în Hunedoara, pe așa numitul drum al Gării, deja sunt câteva locații când sunt aproape finalizate, locații care vor crea locuri de muncă, fără să le dau numele sau știu, dacă îmi permiteți. De dar data aceasta nu. Vor crea locuri de muncă, zeci, sute de locuri de muncă în zona respectivă. Sigur că da, unele dintre ele sunt în zone, în teren privat, altele sunt în terenul statului. Dar cu toți am avut discuții, nu le putem ascunde. I-am căutat, i-am lămurit să rămână în Hunedoara, să nu meargă în altă parte. Cum ați reușit? A reușit dintr-un calcul foarte simplu. De exemplu, este o franciză importantă care a venit, fără să-i dau numele, așa cum a spus, în domeniul acesta al fast food-urilor. Aceste francize se adresează de regulă capitalelor de județ. Este o analiză pe care o fac bordul lor de conducere. I-am lămurit că Hunedoara are o populație stabilă în jur de 60.000 de locuitori. În acte sunt 71, dar în jur de 60.000 sunt stabili. Pe lângă Hunedoara, în proximitatea noastră, trecând obligatoriu prin Hunedoara, sunt 7 comune care la rândul lor au și adunate toate, au câteva mii de locuitori, destul de mult. Ba mai mult, sunt două orașe importante pentru noi, pentru județul Hunedoara, respectiv Hațegu și Călanu, care la rândul lor pot foarte ușor să ajungă Hunedoara și de unde știm că pot, în primul și primul rând că vedem cifrele de la spitalul din Hunedoara, adresabilitatea spitalului este pentru, și pentru aceste două orașe, dar și pentru cele 7 comune. Norocul că s-a mai făcut și acel drum care face și acel legătura drum care l-a făcut tot Consiliul exact. Județean este meritul lor, nu are legătură cu primăria Hunedoara. Ei bine, în momentul în care aduni, ajungi la o populație de aproximativ 75, poate chiar 80.000 de locuitori care tranzitează, care trec prin municipiul Hunedoara pentru a merge în capitala de județ să mănânce hamburger. Văzând cifrele și arătându-le că pe lângă această populație mai există un număr aproximativ de 500.000 de turiști pe an care vin la Castelul Corvinilor și care de acolo cu copiii pleacă repede să mergem nu știu unde să mâncăm fast food, da? Și au fost încântați de idee și așa s-a născut acel fast food și o să mai apară și altele. Ei bine, dorința noastră principală este să profităm de tot cadrul legislativ pentru a lămuri cât mai mulți investitori să înceapă să vină către Hunedoara, să nu uităm, tranziția justă, acei 500 de milioane de euro care se dau pentru a micșora decalajul forței de muncă ce am pierdut noi prin închiderea fluxului primar a combinatului a minelor de fier și a mai departe, din acei bani vreo 300 de milioane cel puțin se duc către societățile comerciale care vor crea locuri de muncă și societăți comerciale în aceste zone, printre care și Hunedoara. Și de aici intervin discuțiile pentru a vinde, închiria sau concesiona terenurile de pe platforma fostului combinat siderurgic.
Deja există două societăți comerciale. Deja și-au arătat care interesul și-au, de da, avem undeva în jur de 22 terenuri. De hectare care au fost puse la dispoziția lor, sunt identificate, se face studiul de oportunitate și se urmărește procedura mai departe. Deci în următorii ani își va schimba este foarte înfățișarea frumos. Și această zonă a orașului. Obligatoriu, trebuie să și-o schimbe și este foarte frumos când vii într-o emisiune, trebuie să o recunosc, cu toată munca unei echipe de la fonduri europene, serviciul de investiții, direcția de economică și vorbești despre aceste proiecte, dar am spus, haideți că deja aici ne-am făcut treaba, lăsăm să se deruleze mai departe și să încercăm altceva. Producerea de curent pentru orașul nostru, crearea locurilor de muncă prin cât mai multe investiții, pentru că atunci vor apărea și salariile mai mari, nu le dă primăria. Dar nici dacă nu ai multe investiții, pentru că de foarte mult auzim acest lucru, primarul este să ne dea locuri este, de muncă, să ne... Este un atac pe care îl facem unii la adresa celorlalți, da? Puteți facilita putem avea discuții și putem să facem acel lobby, ca să spun, exact. Din punct de vedere legal. Acestea sunt dorințele noastre pentru anii următori. Dacă populația va dori să le îndeplinim, este ok. Dacă nu va dori să le îndeplinim, pot veni alții să le facă, dar ca să ajungi la nivelul unui oraș din Occident, din toate punctele de vedere, aceștia sunt pașii de urmat. Acest lucru vi-l doriți pentru Hunedoara să devină un oraș pentru Hunedoara, cele din Occident? Sau pentru Hunedoara vreau să devină ca un oraș, am mai spus-o, ca un orășel din Austria. De ce? Din punct de vedere al curățeniei, putem ușor să spunem că ne apropiem, pentru că văd și eu, ies în fiecare zi, urmăresc activitatea societății, este societatea noastră, am pârghile necesare să-i sancționez dacă îi văd că se trag pe fund, cum se zice în limbajul popular. Probabil și pentru că spațiile... ați reușit să scoateți din acea nuanță de gri orașul sau partea orașului, îi îndeamnă cumva și pe cetățeni să fie mult mai responsabili și mai educați atunci când vine vorba de curățenie. Și am mai povestit noi în emisiune la dumneavoastră de foarte multe ori și în alte emisiuni despre rebranduirea blocurilor. Bun, nu știu, au foarte puțin metri pătrați într-un apartament. Așa au fost construite în perioada comunistă. Nu le poți demola acum să construiești alte blocuri, sunt locuite. Noi avem 564 de blocuri în Hunedoara, dintre care peste 50 sunt cu cel puțin 4 etaje și mai mult. Ei bine, toate blocurile turn, dorința noastră este să ne apropiem de toate cele 50 pentru a le anvelopa, pentru că pe lângă reducerea consumurilor foarte mari în buzunarul cetățeanului, a facturilor mă refer, da? Gaz, curent, cea mai departe, gaz și curent în principal, apare și acea imagine a unui oraș modern, cu blocuri curate, da, tiparul comunist, da. Astea sunt țările din estul Europei, n-avem ce să facem. Aveți la un moment dat un proiect și de reabilitare a blocurilor de pe pietonala Corvin. Da, proiect care este finanțat și care se află deja în procedura de licitație a execuției. Deci suntem foarte înaintați. Acestea sunt toate proiectele pe fonduri europene. Vreți să vi le citesc? Nu știu cât timp mai avem. O să facem un serial. Vreo 15 minute o să citesc. Facem un serial, că să știți, doamnelor, domnilor, scrisul este destul de mic. Chiar dacă nu par multe proiecte aici, e scrisul mic și cred că ați reușit eu cred că dacă îmi permiteți așa în linii mari. Vă rog, așa câteva, pentru că sunt convins că sunt mulți unedoreni în fața televizoarelor, sunt mulți care vor prelua de pe Facebook emisiunea. Deci vom depune reabilitare, modernizare și dotare la creșa Căsuța cu Pitici din Hunedoara, la școala gimnazială, fosta școala 11, la școala generală numărul 3 din municipiul Hunedoara, la corpul liceului Traian Lalescu, unde acum se lucrează la învățământul primar și gimnazial, la grădinița Licurici, la grădința de pe strada Rândunicii din Micro 5. Practic cu aceasta, și mai avem școala de muzică tot aici, putem să spunem că se finalizează prin modernizare toată rețeaua școlară din municipiul Hunedoara. Tot. Deci nu ați licee, nicio unitate de învățământ, să înțeleg. 12 școli generale, 10 grădinițe, creșe și mai stă în lucru și o creșe nouă.
Unul dintre cele mai importante proiecte va fi grădina urbană Corvinia, are și valoarea cea mai mare de aproximativ 30 de milioane de euro, este o sumă imens de mare, de implementat, vă dați seama ce volum de muncă va fi. Ce înseamnă această grădină? Cum ați gândit-o? Este o suprafață din terenul fostului combinat siderurgic de la Hunedoara, aflată peste drum de Castelul Corvinilor, peste șoseaua care merge la Zlaști, de aproximativ 87.000 de metri pătrați și unde ne propunem o zonă de relaxare și un parc de distracții. Atât pentru cetățenii din municipiul Hunedoara, dar și pentru turiști. Și zona respectivă va avea evident și zona unde vei putea face grătar, că acum în Hunedoara nu ai unde și sunt foarte multe localități care n-au o zonă de picnic amenajată. Și un par de distracții, ne gândim crearea unui luciu de apă, la da, tot da, felul da, de da. Cu un, astfel de activități. Cu un bob, sunt mai multe. Crearea unui luciu de apă pentru a te plimba cu bărcile. Încercăm o cale ferată. Asta este o idee care vreau să completeze proiectul în jurul întregului parc, unde să te chiar cale ferată cu locomotivă, cu vagoane, deci nu pe roți, nu pe roți de cauciuc, ci cale ferată. Un trenuleț. Pe roți aveți deja, da. Acum îl faceți și pe șine. Foișoare, amfiteatru unde să se poate desfășura spectacolele, iluminat arhitectural. Este un filmuleț prezentat pe Facebook-ul nostru, de la conferința de presă care a prezentat acest proiect autorității de monitorizare a tranziției justă, pentru că pe tranziția justă va fi implementat acest proiect și nu este o idee, pentru că în 15 ianuarie s-a dat ordinul de începere la studiul de fezabilitate. Deci am făcut pașii premergători, respectiv planul de urbanism zonal pe zona respectivă. Deci va fi, probabil anul acesta vor fi demarate și lucrările aici? Sau? Nu, anul acesta încercăm să depunem toate documentele pentru a obține finanțare, pentru că de acum se deschid linia de finanțare. Chiar dacă lucrurile s-ar mișca mai repede, la stadiul de acesta birocratic. Altceva. Parcul Corvin și Parcul Central, ambele parcuri, se vor depune pe POR și deja se încearcă lucrarea la proiectarea tehnică. Ansamblu arhitectural Castelul Corvinilor, finalizăm prin acest proiect de pe drumul Corvinilor, de pe ruta castelelor, așa se numește, unde am obținut finanțare, una dintre puținele finanțări, cred că suntem singurul castel din România finanțat pe acest proiect, aproximativ 5 milioane de euro și cu asta finalizăm tot ce înseamnă Castelul Corvinilor de reabilitat, tot. De la mare incendiu, din 1854, putem spune cât de curând că vom finaliza tot. Celălalt proiect pe fonduri europene despre care tot am povestit, s-a făcut recepția deja. S-a finalizat. Haideți să retrecem mai repede. Continuăm achiziția de autobuze mici pentru elevi, actualizăm PUG-ul și PUZ-ul în sistem digital, construcția de locuințe NZ, m-ați întrebat pentru tineri și am omis. Pe lângă acel bloc despre care vorbeam cu medicii, mai urmează un blog, NZ se referă la soluții din acestea moderne de încălzire a apei, de căldură și așa mai departe, care va fi construit în curtea fostei școli generale numărul 10, reabilitată de curând și finalizată. Deci și aici e identificat despre locul tot. În continuare la castel urmează să facem curtea husarilor, clădirile care le cunoașteți și dumneavoastră. Fosta școală generală 1, ce mai avem de făcut acolo, de Traian Lalescu și aici intervenim cu blocurile, ceea ce m-ați întrebat. Scade în consumul, aici oamenii vor fi foarte încântați. Uitați-vă, toate acestea sunt documente care au fost întocmite pentru blocuri. Destul de stufos acest dosar pe care îl aveți. E bine că le-ați prezentat parte dintre aceste proiecte. Este o muncă a unei echipe destul de mari, o echipă foarte energică, foarte implicată și foarte deșteaptă. Și am numit fondurile europene, investițiile, direcția economică, achizițiile publice, înseamnă că au oficiul și un juridic. Bun. Fiecare dintre ei au câte un lider bun. E adevărat, fiecare dintre ei chiar au un lider bun și
zilnic se analizează, în afară de analize, ce documente mai trebuie, acele medieri între constructor și proiectant. De exemplu, am avut o mediere între un constructor și proiectant prin care proiectantul mi-a făcut o adresă că constructorul l-a amenințat că îl bate. Până în aceste situații se ajunge? Da, și că primarul nu a zis nimic. Mă gândeam, nu știu, l-o fi amenințat, abar n-am. Dar știu ce puteam să zic, adică să-i împac eventual, cam așa. Deci alte organe trebuie să intervină. O să mai citesc câteva mesaje. Bună ziua, respect domnule primar Dan Bobouțanu pentru tot ceea ce faceți pentru municipiul Hunedoara și pentru cetățenii municipiului. Sunteți omul potrivit la locul potrivit. Un alt domn spune, nu cred că există dubii vis-a-vis de competența domnului primar și interesul pentru dezvoltare și modernizare, totul cu sprijinul echipei din Consiliul Local. Succes! Un alt domn spune, vă salut cu respect, din nou, renovarea pieței se poate? Renovarea pieței Obor, în acest moment în care vorbim, ne apropiem de finalizarea proiectului tehnic. Deci nu că se poate, este chiar o necesitate. Piața Obor este un fel de Meca și Medina al hunedorenilor. Un simbol, dimineața, nu? Toți pleacă la Piața Obor, da, cu mijloacele de transport în comun sau cu mașinile mici. Este un proiect foarte frumos, o să le placă hunedoreni cu siguranță. Așteptăm să-l recepționăm. Deci am făcut SF-ul, studiul de fezabilitate, care este premergător proiectului tehnic. Suntem pe punctul de a finaliza proiectul tehnic. Este o investiție foarte mare. În momentul în care vom finaliza proiectul, vom veni fața hunedorenilor, anul ăsta îl finalizăm. Deci societatea de proiectare anul ăsta îl finalizează, îl plătim, pe care căutăm finanțare să-l putem implementa. Va fi ceva deosebit. Chiar va fi o piață modernă ca în Occident. Aveți fără emoții în ceea ce privește liniile de finanțare? E, acolo, da. Am avut o discuție cu cei de la ADRV și le-am spus că să finanțeze, că ei nu pot finanța, zic, și le-am arătat, uite, ADR-ul pe zona Clujului finanțează. Deci se poate. O să găsim soluții, că pentru asta suntem plătiți, să găsim soluții. 2024... este și despre politică. Vrem, nu vrem, ne dorim acest lucru sau nu, asta va însemna. O să avem în curând europarlamentarele, să vedem că au mai apărut informații pe unul dintre site-uri știri pe surse că ar putea fi comasate alegerile locale cu europarlamentarele. Nu știm dacă este sau nu așa, deocamdată sunt doar informații pe surse, după cum spuneam. Cum vedeți dumneavoastră acest an 2024 din punct de vedere politic, nu doar administrativ, că asta am înțeles? Ați făcut o remarcă, Adinauri, în care a spus că aveți o echipă bună și un consiliu local bun, ceva de genul ăsta. Dacă vreți să vă spun cheia succesului unei administrații care reușește să scrie, să obțină finanțare și să implementeze repede ceea ce doresc cetățenii, cheia succesului este consiliul local. Știu că o să pară cumva un paradox, nu primarul, că noi alegem primarul, nu. Evident că și primarul, dar evident că în egală măsură Consiliul Local. Hunedoara a votat în marea majoritate consilierii locali din același partid cu primarul. A fost foarte simplu pentru noi de a analiza toate aceste proiecte, de a le armoniza și a întreba, aveți vreo obiecție să facem asta? Aveți vreo sugestie în plus să facem cealaltă? Și în momentul ăla am putut să ținem ședințe de câte ori a fost necesar. Dacă nu ai o majoritate stabilă în Consiliul Local, nu vei avea parte decât de blocaje. Și asta de cele mai multe ori din orgolii politici. Absolut, și de suferit vor suferi, atenție, doar cetățenii, nu politicienii. Politicienii își vor lua indemnizația de consilier, primarul își va lua salariul de consilier, angajații primăriei își vor lua salariile de angajați. Dar întârzierea proiectelor va produce deranj mare în orașul tău. Este important, după atâția ani de zile în care am învățat cu toții cum funcționează aceste reguli ale votului, ale sistemului democratic, este important ca cetățeanul să voteze unitar. Știm, unora nu le place partidul cu tare, dar le place de primar. Altora nu le place de primar, dar le place de partidul respectiv. Eu, ca cetățean, aș vrea să-mi pun pe primul loc interesul meu. Nu să-mi placă de cutare
sau de cutare. Corect. Care e interesul meu? Iau lista, văd proiectele, ce-i în funcție, dacă exact au făcut ceva și merită votul mai departe. Sunt cel mai ușor de verificat. Văd ceilalți care doresc. Se merită o schimbare sau nu se merită de dragul de a schimba? La fel vor fi și anul acesta foarte multe alegeri. Știu și eu le explic, alegerile europarlamentare. No, hai să vorbim despre ele. Prima dată citim pe net, să vedem cu ce se mănâncă. Dar sunt importante. Dar s-a dovedit noi avem în ultimii ani că prezența la vot la aceste alegeri europarlamentare a crescut, doar că nu reprezintă un interes foarte crescut pentru cetățeni. E adevărat. Dar de câte ori deschidem televizorul și auzim Bruxelles, trebuie să ne dăm seama că la Bruxelles se dă ora exactă. Și atunci este important ca tu, ca cetățean, să te informezi și să te duci la vot și să-ți dai votul. Este votul tău, este, cum să zic, gestul suprem pe care poți să-l faci față de parlamentar, de rog parlamentar, de politicianul din localitatea ta. Altceva nu trebuie să faci. Doar să votezi. Noi am mers mai departe și am spus, sunt importante alegerile europarlamentare pentru că este posibil să găsim surse de finanțare direct la Bruxelles. Clujul a găsit, Oradea a găsit, de ce să nu găsim și noi? A avut o întâlnire la sediul nostru cu europarlamentarul Victor Negresc, cunoașteți de la televizor, și l-am și lămurit să deschidă un birou europarlamentar în Hunedoara. Și l-a și deschis. Este important ca cei care cred în mine și în echipa mea să voteze cum o să le spun la momentul respectiv cu partidul nostru. Dar, evident, va trebui să venim în fața lor cu mult mai multe explicații decât aș putea să dau acum. În rest, este, cred că, anul cel mai greu din foarte mult timp, nu mai țin minte exact. Și la nivel global este anul cu cele mai multe global, alegeri. Da. Și se demonstrează încă o dată că cei mai importanți politicieni din România sunt primarii. Pentru că unii vor să cupleze europarlamentarele cu locale cu primarii, alții parlamentarele cu primarii, alții prezidențiale cu primarii. De ce? Pentru că primarul are cea mai mare credibilitate dintre toți politicii, primarul și președintele Consiliului Județean, că sunt aleși unii nominal, dintre toți politicienii din România. Cea mai mare credibilitate. Dacă și-au făcut datoria față de comunitate, în sensul implementării proiectelor, au credibilitatea de a-l ruga pe cetățeanul respectiv, te rog eu să votez și pentru mine la europarlamentare cu respectivii. Eu așa văd lucrurile. Dar nu cred că mă pot recontrazice cineva de ce toată lumea vrea să le cupleze cu primarii. Rămâne de văzut. După ce trec aceste alegeri, primarii iară sunt uitați. De unii dintre parlamentari. Exact. Sunt uitați nu ei ca persoană, că n-au ei nevoi speciale. Sunt uitate comunitățile lor. Și ajuns să te căciulești pe la nu știu ce minister, mie nu mi s-a întâmplat. Dar au și o discuție de la alții. Ca să implementez un proiect, am nevoie de finanțare din altă parte. Sigur că da. Nu mi s-a întâmplat acest lucru sau dacă mi s-a întâmplat, nu a avut repercursiune asupra orașului, ar știu să fiu deosebit de insistent. Dar ca și politică e o chestie de discutat aici. O ultimă întrebare, pentru că suntem la final de emisiune și nu pot să vă las să plecați fără să nu mai răspundeți la o întrebare, pentru că s-au vehiculat tot felul de scenarii așa în ceea ce vă privește. Veți mai candida pentru încă un mandat în fruntea comunității pe care iată o reprezentați de atâția ani sau vă gândiți să mergeți poate spre alte noi oportunități? În primul rând am o responsabilitate foarte mare. Eu am gândit aceste proiecte, ca și viziune vorbesc. Și am lămurit foarte mulți oameni să lucreze la ele. Să lucrăm împreună, dar mai mult ei lucrează, că ei sunt funcționari. O să vă rog într-un minut maxim. Am implementat aceste proiecte. A pleca în altă parte în momentul acesta n-ar fi decât o lașitate din partea mea. Ba mai mult,
nici nu vreau și nici nu pot. Și doresc să candidez la primăria municipiului Hunedoara, doar la primăria municipiului Hunedoara. Nu la Consiliul Județean, nu în Parlamentul României și nici ministru într-o formă de guvern a partidului nostru. Sunt foarte mândru de faptul că cetățenii m-au ales de două ori. Sunt, cum să zic, este ca la loto, adică care ar fi posibilitatea ca din 60.000 de alegători să fii tocmai tu ales. Îmi place ceea ce fac. Echipa mea este o echipă foarte bună creată în an de zile și încă o dată repet și subliniez și pentru toată lumea. Voi candida alături de echipa mea în anul 2024 doar la primăria municipiului Hunedoara. Mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit și le-ați oferit celor care ne urmăresc, pentru că ei sunt cei mai importanți și pentru noi și pentru dumneavoastră, cel puțin așa ar trebui să fie, nu? Siguranță. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă mai așteptăm aici cu noutăți, pentru că de fiecare dată ne mai surprindeți cu câte un proiect, cu câte o idee pe care o aveți pentru dezvoltarea comunității pe care o reprezentați. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!